În spatele acestui consiliu stau oameni. Oameni mici cu idei mari. Sunt în clasa a 9-a și probabil vă întrebați ce caut aici și de ce ar trebui să mă votați. Sunt aici pentru că alături de voi vreau să schimb ceva. Vreau ca împreună să dezvoltăm proiecte importante, să găsim sensul autentic în viață, deși sună aproape imposibil la vârsta noastră. Vreau să dezvoltăm împreună comunicarea dintre noi, elevii liceului și profesorii. Sunt o persoană implicată, principială și empatică. Îmi place să mă dedic fiecărui lucru în parte până când îmi ating scopul. Îmi doresc să fiu vocea care dă putere și încredere în sine elevilor, care să le susțină ideile ingenioase și să-i sprijine. Susțin ideea de discuții directe între membrii Consiliului și elevi. Consider că împreună cu restul Consiliului putem pune temeliile unor proiecte destinate să ajute în dezvoltarea atât personală cât și socială și intelectuală a elevilor. Astfel, putem implementa programe de consiliere, putem organiza evenimente pe diferite teme de interes general și așa mai departe. Deviza mea în această campanie este fi schimbarea pe care vrei să o vezi în alții, întrucât sper că vom putea schimba ceva. Mă numesc Liana Hârlap și candidez pentru funcția de vicepreședinte al Consiliului Școlar al Elevilor. Vă mulțumesc!